5 noiembrie Dumnezeu ne poartă de grijă Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29,11 Iubirea lui Dumnezeu pentru biserica sa este nemărginită. Purtarea lui de grijă față de moștenirea lui E neîncetată. El nu îngăduie să vină vreo suferință asupra bisericii, în afară de ceea ce este cu totul trebuincios pentru curăția ei, pentru binele ei prezent și veșnic. El va curăți biserica sa, la fel cum a curățit templul la începutul și la sfârșitul lucrării sale pe pământ. Tot ce aduce el asupra bisericii ca încercare și punere la probă, vine pentru ca poporul său să poată câștiga o mai profundă evlavie și mai multă tărie pentru a putea duce triumful crucii în toate părțile lumii. El are o lucrare de făcut pentru toți. Trebuie să aibă loc o continuă dezvoltare și un dăinuitor progres. Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 228. Încercați, dar nu părăsiți. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți? Așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac, Psalm 125, cu 2. Dumnezeu îi conduce pe copiii săi pe o cale pe care ei nu o cunosc, dar nu îi uită și nici nu îi leapă pe aceia care își pun încrederea în El. El a îngăduit să vină suferința asupra lui Iov, dar nu l-a uitat. El a îngăduit ca Ioan cel iubit să fie exilat. Pe insula pustie, Patmos. Dar Fiul lui Dumnezeu l-a întâlnit acolo, și viziunea sa a fost plină de scene de o slavă nepieritoare. Dumnezeu îngăduie ca încercările să vină asupra poporului său, pentru ca prin statornicia și ascultarea lor, ei să fie îmbogățiți spiritual, iar prin exemplul lor să fie o sursă de putere pentru alții. Chiar acele încercări care pun cel mai sever la probă credința noastră și ne fac adesea să credem că Dumnezeu ne-a uitat, au menirea să ne apropie mai mult de Hristos, ca să lăsăm toate poverile noastre la picioarele Lui și să ajungem să avem parte de pacea pe care El ne-o dă în schimb. Patriar și Profeți, pagina 129.